Am fost abandonat în Leagănul de la, din Oradea, după care am stat, deci nu s-au mai prezentat părinții biologici la mine, după care așa demersurile către demersurile DGASPC, m-au dat către casă de copii. Acolo în casă de copii în județul Bihor, comuna Tinca, care acolo am stat timp de 9 ani de zile. Am învățat, vă dați seama că timp de 9 ani de zile, fiind copil, nu prea poți să înveți multe chestii. Pentru că eram ca un fel de internat în care numai mergeam, mâncam, dormeam și iară așa mai departe. Acolo vreau să spun că în 1991, de când m-am născut și până am început eu, de când se gândesc, au fost și părți bune, au fost și părți rele, dar mai multe au fost părți rele. Pentru că în timp acele sechele se dezvoltă în timp și mi-au rămas acele sechele. La ce sechele te referi? Este greu să trăiești într-un orfelinat? Acum, în prezent, nu cred că mai este greu. Nu cred. Așa, dar în perioada aia, da. Eu am mâncat foarte mult și bătaie. Cam vrut, că n-am vrut. Eu am mâncat și nu numai eu. La copii mai mari? Sau nu conta că erai copil mic, că erai copil mare, în fine. Și așa am avut... Vă bătea și personalul? Aici vreau să spun că așa am avut eu și nu numai eu și colegii care am avut, care am fost în acea casă de copii. Țin minte că și n-o să uit niciodată, era o educatoare care după aia am auzit că dânsa avea copiii a ei personal cu handicap. Și ea, probabil că nervându-se sau asta, se descărca pe noi. Și țin minte că lua o coadă de mătură, o mătură normală, dar nu o mătură de plastic, o mătură cu coadă de lemn. Ca să înțeleagă telespectatorii. O mătură sănătoasă, vorba aia. Și punea piciorul pe gât și unde apuca dădea cu... Nu mai conta că ai suflet, că n-ai suflet, că e copil de la casă de copii sau n-are părinți, dădea unde, fără milă. Eu, de seama că atunci am vrut să merg să păresc sau să spun de fapt. Să scap cumva. Să scap de fapt, da, din acea bătaie, dar... Totodată, nu știu, parcă așa gândeam că dacă fac, îmi fac tot mie rău.